Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit un sunet, am găsit reconstrucția felului în care, reconstrucția audio, a felului așa, în care T-Rex, Tyrannosaurus Rex, ar fi putut suna. Și sunt multe astfel de sunete, apar în toate filmele cu dinozauri, în Jurassic Park și așa mai departe. Evident că nu știm cum ar fi putut să sune, dar așa, de data aceasta un laborator foarte serios american a făcut o reconstrucție a felului în care T-Rex ar fi putut să se audă acum 100-200 de milioane de ani. Este T-Rex sau motoreta lui? Nu, că șambalează motoreta. Asta are un motor tunat. Pare că T-Rex mânca multă fasole. Dorel și fornea puțin. Acum nu știu dacă avea chiar așa reverb. Da, da. Nu știu ce să zic. Sincer, prefer niște manele între blocuri. Băi, mi se pare fascinant. Și oricum, e fascinant. Adică chiar, de data asta e chiar un studiu științific serios, pentru că laboratoarele respective, Sandia National Laboratory, sau o istorie, sunt niște laboratoare care țin, adică e un institut de cercetare care ține de guvernul federal american. Uh-huh. Are o istorie de 70 de ani. Este institut strategic, e bazat într-o, sediu este într-o bază aeriană a aviației Statelor Unite, ține de departamentul energiei și de securitate nucleară, fac biologie computațională, adică au niște domenii de astea de cercetare absolut uluitoare, sunt manageriați privat și în timpul liber, cred, cercetătorii scanează, cercetează fosilele de dinozauri și imaginează, încearcă să recreeze, probabil folosind inteligența artificială, cum ar fi sunat. Și ăsta era sunetul pe care probabil îl scotea T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Interesant. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.